Bună ziua, ați vorbit despre 4.000, la ora actuală, de peste 4.000 de insolvențe la nivel național, iar domnul profesor Piperea ne-a spus că nici programele gen IMM Invest nu prea au avut efect scontat. Despre ce vorbim la ora actuală? Care sunt detaliile cu privire la situația aceasta? Păi, n-au avut efectul scontat pentru că nu toate, sau doar 15% din creditele acelea s-au dus către, dacă vreți, retehnologizări sau, în orice caz, crearea de, aducerea de echipamente care la rândul lor să aducă valoare adăugată mare. Sunt, cum ați spus, 4.767 de insolvențe în rândul persoanelor juridice române, vorbind societăți comerciale cât și PFA, în primele 9 luni ale anului. Acum sunt și campioni și codași, cu ghilimele, bineînțeles, Bucureștiul cu 827, repet, la aceeași perioadă de timp 9 luni, Bihorul 399, Clujul 356, Timișul 214, iar în partea de jos a clasamentului, Gorj-Botoșan câte 20 de insolvențe, Harghita-Covasna 23, respectiv 24. Iar pe domenii de activitate, cele mai multe sunt în rândul zonei de comerț retail cu amănuntul și în zona reparațiilor auto, unde sunt 1290, după aceea vin construcțiile cu 920 și industria prelucrătoare cu 612, așa ca un, dacă vreți, un clasament al domeniilor de activitate unde se registrează cele mai multe insolvențe. Ce așteptări aveți pentru 2023? Cu cât va crește numărul firmelor aflate în dificultate financiară? În primul rând, trebuie să vedem cum abordăm problematica energiei, pentru că energia este cea care ne-a creat și inflația actuală, deci nu este o problemă la care trebuie să o luăm ca prioritate națională și efectiv de deschis de, la mod urgent tot ce avem capacitate, pentru că până la urmă noi aveam o capacitate instalată de 20.000 de megawați în România. Deci vor trebui toate capacitățile care pot fi urgent puse în funcțiune să fie puse, ce unde mai avem de investit e altă discuție. Și cred că aici este prima, cea mai mare problemă, pentru că instabilitatea asta dată de prețul energiei duce la ceea ce discutăm azi, la insolvențe. De ce credeți că nu au venit astăzi actorii politici la eveniment? Păi noi am invitat Ministerul Economiei și Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, probabil le-am rămas mici. Probabil dânsii nu consideră o prioritate să discute la Camera de Comerț aceste subiecte. Dacă mă întrebați în momentul de față ce-or face, nu știu. Dar invitații au primit. Invitații au primit și când mă gândesc că domnul Cadariu are 5 secretari de stat, în condițiile în care a apărut o altă organizare guvernamentală vis-a-vis de promovare a mediului de afaceri în străinătate, în care practic îi se cam iau dânsului toate atribuțiile, chiar nu înțeleg ce face la ora asta. Domnule președinte, vedem aceste discuții pe zona de a reglementa piața energiei. Cum va ajuta industria românească această reglementare a pieței energiei, dumneavoastră reprezentați și marile companii care nu beneficiază de un preț plafonat de 1 euro pe kilowattoră? Eu am înțeles că toată discuția se învârte la 1,3 lei pentru toți. Totodată ați vorbit despre insolvența IMM-urilor și aceste noi schimbări fiscale din luna august. Cum vor afecta de la începutul anului zona aceasta de business? Bun, acum dumneavoastră trebuie să știți că în România economia este foarte polarizată. Da? Deci noi la 1 august aveam 802.243 de firme care au depus bilanțul la organele fiscale și 4.442 dintre ele, ceea ce înseamnă 0,5%, realizează 65% din cifra totală, la cei 802.000 de care vă spuneam. Deci, noi am avut o cifră totală de afaceri de 391 de miliarde. Iată că 0,5% din aceste firme realizează 65%.
Noi avem o problemă, de exemplu, în zona de micro-întreprinderi, pentru că avem 744.259 și te aștepți pe legea 346 din 2004 să angajeze până în 9 salariați. E, din păcate, aceste firme angajează 920.000 de oameni, deci nici măcar 1,5 oameni pe firmă. Și aici cred că este o problemă, adică nu știu în ce măsură mai există competitivitatea aici, în zona asta. La mici și mijlocii e altă discuție, pentru că și alte, și alte dimensiuni de firme și alte, un număr mult mai mic. Problema aceasta a insolvenței va aduce și un șomaj mai mare în România? Este greu de spus, este greu de spus, pentru că există și o altă parte a economiei care are nevoie de forță de muncă. Deci aici este o dinamică. Până la urmă, iar trebuie să ne luăm după cifre. Față de anul precedent, sunt cu 37.000 de firme mai multe care au depus bilanțul la organele fiscale. Acum, dacă ne uităm doar să fim cârcotași doar la cei care se închid, trebuie să ne uităm și la cei care depun bilanțul în plus față de anul precedent, pentru că până la urmă acolo se trage linia. Acum, v-am zis, există o dinamică în fiecare firmă. Unii se deschid, unii se închid. Unora le merge mai bine decât anul trecut, unora le merge mai prost. Forța de muncă este, într-adevăr, cu forța de muncă este o problemă și chiar vreau să salut. Este un act normativ acum care se referă la forța de muncă din străinătate, care va fi reglementată în sensul că cel care îl aduce primul pe muncitorul străin, până la urmă el își va da acordul ca acel muncitor să plece la altă firmă din România. Și un lucru de salutat și pentru care noi am făcut multe presiuni în sens pozitiv.